Și autoritățile din Râmnicu Sărat s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe ucrainenii care fug din calea războiului. În acest sens, primăria a inițiat acțiunea Râmnicenii uniți pentru Ucraina, care se adresează tuturor locuitorilor orașului care vor să ajute refugiații din Ucraina. Mai precis, autoritățile împreună cu Consiliul Local Municipal și Comitetul Local pentru Situații de Urgență au stabilit un plan de măsuri pentru a susține victimele războiului din Ucraina. Acest Avizează o colectare de fonduri, dar și cazarea și masa pentru refugiații care rămân în oraș. Am avut mai multe zile în care ne-am consultat atât cu colegii consilierii local municipal cât și cu reprezentanți din Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Ne dorim să ajutăm, rămnicenii doresc să facă lucrul acesta, doar că nu trebuie să ne grăbim și nu trebuie să luăm măsuri care să, să, să nu fie în conformitate, să spunem, cu realitatea. Colectarea de fonduri susținută de autoritățile din Râmnicu Sărat pentru ajutorarea victimelor războiului va fi realizată prin Crucea Roșie în colaborare cu Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat. Începând de vineri, 4 martie, în mai multe zone din oraș, spații publice sau comerciale vor fi amplasate urne ale Crucii Roșii în care se vor colecta bani. De asemenea, reprezentanții primăriei au identificat spații care aparțin municipalității, precum și din zona privată care pot găzdui aproximativ 200 de persoane. Hrana pentru refugiați va fi pregătită la cantina din cadrul Direcției de Asistență Socială. Cel mai important lucru, credem, pentru, pentru cei care au statutul de refugiați este să aibă o locuință. Pentru acest lucru ne-am pregătit, am identificat atât în domeniul public, cât și în cel privat unități locative care pot fi alocate lor. Ne bucurăm de asemenea că la aceste spații sunt și cetățeni care doresc să se cazeze, fie acasă, fie în case care le au în zonă, respectiv la țară. Cei care doresc să ofere un sprijin victimelor războiului din Ucraina trebuie să completeze un formular electronic coordonat de municipiul Râmnicu Sărat în care să exprime modul în care sunt dispuși să ajute. După completare, doritorii vor fi contactați de către reprezentanții ai Direcției de Asistență Socială pentru a stabili detaliile realizării donației. De asemenea, persoanele care vor să ajute refugiații din Ucraina pot solicita informații suplimentare Direcției de Asistență socială La numerele de telefon 0763651381 și 0783023360. Există la momentul acesta numere de telefon și un formular online pe care l-am publicat deja. Sunt așteptați cei care se oferă, dar trebuie să înțeleagă că trebuie să fie făcută o anchetă socială pentru a ști ulterior cei de la Direcția de Asistență Socială care vor gestiona această activitate ce capacitate are fiecare din aceste locuințe, pentru că vor fi mame cu copii, cu un număr de persoane și trebuie să știm că există la momentul respectiv o evidență clară. Primarul din Râmnicu Sărat precizează că și la nivel local se va realiza un cont propriu de colectare a fondurilor, activitate gestionată prin grupul de acțiune locală. Banii donați vor fi folosiți pentru alimente, haine și alte bunuri de consum de care au nevoie refugiații.